e posibil să se negocieze, citeam pe Hot News azi, o variantă cum că premierul n-ar fi de acord, acum rămâne de văzut ce vor, și dacă vor ieși la declarații la final, un posibil acord prin care în momentul în care premierul vrea să schimbe ceva în guvern, să fie o decizie luată în coaliție. Pare un gest democratic așa, dar nu știu dacă stă în picioare și tu știi la fel de bine ca și mine. Am mai trecut prin guvernări de coaliție și știm că niciuna nu s-a sfârșit bine. Pentru că în România mai avem o problemă. Ține de tipul nostru de a lucra împreună. Nu prea avem cultura cooperării. Iar când e vorba de politică, zero. Deci nu știm să construim coaliții. Asta e adevărul. Ne certăm în propriile noastre bule, să spun așa, dar anumite partide între ele, acolo vor fi mâncătorii. Deci nu știm să cooperăm. E un adevăr, peste care se adaugă și aceste atitudini extrem de agresive, necalculând efectele. Dar încă un lucru, o prioritate, prima, singura prioritate a acestei guvernări în acest an ar fi fost lupta împotriva pandemiei, campania de vaccinare și măsuri economice pentru a trece criza. Asta trebuie. Nu așteaptă nimeni în anul ăsta să răstorni cu reforme, să transform România, să-i dai o tavă cu jeratic, să se dea peste cap, să se transforme într-un armăsar cu patru perechi de aripi. Nu, era ideal, era foarte bine dacă reușeam să facem treaba asta, dacă dar e că... Știi ce se întâmplă? Ca să tot rămânem cu paralela cu basmele, e genul de balaur căruia îi tai un cap și apar alte trei. Și atunci întrebarea mea, Ion Meioniță, pentru cei care se uită la noi și zic, bun, dar poate că Vlad Voiculescu, cei de la USR, care uite, ne arată și pe colo și pe colo, ăștia chiar au vrut să reformeze sistemul sanitar, dar cineva le-a pus o mare talpă, metaforică bineînțeles, o mare frână, da? Ca să înțeleagă cei de acasă. Poate fi și varianta asta. Sigur că poate să fie și varianta asta, pentru că sunt câteva lucruri. Poate cineva să nege că mafia face și desface în toate domeniile. Nu, dar spui mafia. Și atunci e perfect pentru politica de PR. Vii și spui mafia, n-am făcut mafia, gata. Au câștigat mafia, gata. Și ai rezolvat problema. Dar n-ai răspuns, de pildă, de ce centrele de vaccinare, medicii și personalul medical n-au primit banii la timp, țineți minte? Cum a fost scandalul? Nu explici ce ai avut cu Valeriu Gheorghiță, de ce trebuia să existe acel conflict. Nu explici ce s-a întâmplat după accidentele, din incendiile în care au murit pacienți, ce măsuri s-au luat, unde sunt rapoartele și așa mai departe. Și mafia tot aici a fost? Adică, până la urmă, pe lângă PR, mai facem și ceva? Sau ne limităm la politica de bulă și de imagine? Aici este o întrebare la care niște oameni trebuie să se gândească foarte bine. Dacă vor să guverneze, evident, nu e obligatoriu. Da, cine știe. Chiar, ultima întrebare, ultima curiozitate. Ce facem? Nu că viața noastră merge înainte, mai devreme sau mai târziu, azi, mâine și în continuare. Dar simți că e posibil să vezi un moment la finalul întâlnirii de azi cu un gest așa nervos de ieșire în opoziție? De la USR Plus? Da. Nu cred că am ajuns chiar în situația asta, dar nu excludem nimic. Nu știm ce se poate întâmpla, pentru că am văzut că te poți aștepta la surprize mari acolo și, într-adevăr, e dificil să pui în aceeași oală lucruri atât de diferite, mai ales că sunt exacerbate. Eu văd că această criză a fost mult exacerbată față de ceea ce s-a întâmplat. Adică, dom'le, schimbi un ministru. Bine, de la a schimba un ministru a ajuns să schimbe o guvernare, probabil cu consecințe incalculabile la nivel social, sanitar și politic. Aici e prea mare, cum să spun, prea mare daraua față de OCA. Păi da, dar dacă... Hai să o luăm și altfel, să facem și o altă supoziție. Dacă mi-arăți că într-o poziție cheie, adică Ministerul Sănătății, unde sunt și foarte multe resurse, nu voi accesa pentru că mafia, pentru că voi, pentru că ceilalți, dar nu noi. Poate că asta o să înțeleg și la alte portofolii și poate că nu rentează să fiu la guvernare, că mă și erodez și nici nu reușesc să accesez, ca să vorbesc elegant, niște zone cu energii mai bune. Păi reușesc să accesez, pentru că vedeți, USR Plus, vedem cu toții ce ministere și-a luat. Ba chiar liberalii au trebuit să înghită
gălușca fierbinte când au făcut guvernul și Ludovic Orban și-a pierdut și poziția atunci când a fost atacat din toate părțile că cedează foarte multe ministere USR. Așa e într-o coaliție. Poate că era o strategie de la sine sau de la început făcută așa. Cât putea să... Nu știu, dar au acceptat-o încă o dată. Nu te obligă nimeni să... Eu mi-aduc aminte declarația aceea șocantă făcută de Dan Barna când trebuia să cadă guvernul Dăncilă, că era clar un guvern care ducea România în gard. Și când a zis foarte senin, dar nu e treaba noastră să scoatem România din criză. Nu s-au băgat, s-au spălat pe mâini, veneau alegerile, lasă guverneze PNL să se erodeze în guvern minoritar acolo, cu PSD majoritate în Parlament, ce ne interesează pe noi? După ce s-au făcut și alegerile și au văzut că au pierdut față de cât aveau, pentru că n-au câștigat ei alegerile și nici n-au luat nici măcar cât aveau înainte, cât au avut la europarlamentare, s-au gândit, e timpul să ne cam băgăm la guvernare, să ne suflecăm și mânecile, că parcă nu mai ține. Acum a trebuit să decidă, le e mai bine dacă lasă România într-o criză politică, mai iau tot atâta dacă s-ar face alegeri? Bine, nu vorbim că s-ar face alegeri, că e imposibil să faci alegeri anticipate. Dar nu ai altă soluție în România în acest moment, în plină criză, iar a te da la o parte iarăși, cred că a treia oară nu te mai dai la o parte. E suficient de două ori și înțelege toată lumea ce poți. Pentru că dacă vii în alegeri, spui că voi face și voi drege. Votați-mă că fac asta, asta, asta. Dacă vin alegeri cu mesajul, votați-mă, dar eu nu mă bag, nu e treaba mea să-mi suflec mânecile, eu vreau să stau liniștit, s-ar putea ca oamenii să zică, dar de ce să te mai alegem până la urmă? Da, corect și asta. Mulțumesc, Ion Meioniță, redactor șef Istoria.